А, тут тебе мотор вот. Nu avem bănuim. E cu fața în jos. Nu știm că e bărbat. Bănuim că e bărbat. M-am venit la pescuit și la un moment dat mi s-a părut a fi o persoană în apă decedată. Ne-am întors, am venit lângă ea și am constatat că e un om înecat. Nu am intrat un pic în față aici și l-am văzut și ne-am întors. Cum ai reacționat? Te-a șocat? Nu m-a șocat, că prima dată nu mi-am dat seama. Mi s-a părut a fi o persoană, un om. Și după care ne-am întors, ne-am apropiat să vedem despre ce e vorba, am sunat la 112 și cam asta a fost. Noi prima dată am spus că e un sac ceva și ne-am întors înapoi cu barca și am văzut că eu. Am sunat la 112 și cam asta. Ce crezi că s-a putut întâmpla? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. O fi fost beată, alunecat, apa e destul de rece. A fost o intervenție simplă, o persoană decedată, ieșită la suprafață. N-a necesitat să intrăm cu costumele, să facem scufundare inițial. Doar am adus-o la mare, recuperare atât. Cum e apa? Vă dați seama, apa e rece. Curenți, normal. Curenți. Dar, în principiu, nu e o misiune dificilă pentru noi. Au fost solicitați la constatarea unui deces a unei persoane de sex masculin, aproximativ 60 de ani. Când a fost adus cadavrul, au constatat că victima era un bărbat cu avansată scară de putrefacție, probabil că a stat de foarte mult timp în apă. Hai să-l dăm un volum. Hai, gata, hai de mult.